fost odată ca niciodată. Pantofii de lemn, veche legendă germană. Prelucrare și adaptare radiofonică de Sanda Socoliuc. A fost odată, cândva de mult, un orășel al cărui nume e tare greu de rostit. Trăia acolo un băiețel de vreo 7 ani numit Iacob. Era orfan și locuia la mătușa lui, o bătrână rea și zgârcită, care nu îl alinta niciodată. Toată lumea știa că bătrâna era putred de bogată și nu-l putea trimite pe orfan la școala săracilor. De aceea l-a dat la o școală pentru copiii bogaților. S-a târguit îndelung cu învățătorul până când l-a convins să-i plătească taxe cât mai mici. Învățătorul l-a primit la școala lui pe băiețel, dar îl pedepsea des ca să se răzbune pentru banii puțini dați de mătușă. Copilul era umilit în fața colegilor, iar aceștia îl băteau și râdeau de el, dar învățătorul nu îi certa. Așa era pe atunci, de mult, de tot. Și poate știți și voi, mulți copii sunt răutăcioși chiar fără a se gândi prea mult. Ei, colegii de clasă, se obișnuiseră să facă din Iacob un fel de cal de bătaie. În seara din ajunul Crăciunului, toată clasa s-a dus la slujba de la biserică. Era o iarnă geroasă, cu zăpadă multă, iar elevii veniseră înfofoliți în paltoane călduroase, cu mănuși, căciuli, fulare și ghete cu tălpi groase. Numai Iacob tremura de clănțăneau dinții, pentru că hainele lui erau subțirele, iar în picioare avea niște ciorapi găuriți și vechii lui pantofi de lemn numiți saboți. În biserică era cald, lumânările erau aprinse, orga acompania corul, iar copiii vorbeau pe șoptite despre bucuriile care îi așteptau în noaptea sfântă. Unul zărise înainte de a pleca o frumoasă gâscă rumenită la cuptor. Alt băiat descoperise bradul care avea să fie împodobit cu dulciuri și jucării. Toți îl așteptau pe copilul Hristos, care le va aduce daruri minunate sub braț sau în ghetele pe care aveau să le pună la gura sobii. Ochii neastâmpăraților scânteiau la gândul bunătăților pe care le vor găsi în dimineața următoare. Pungulițe roz cu alune prăjite, bomboane, soldăței de plumb. Vai, Iacob știa că mătușa avea să-l trimită nemâncat la culcare, chiar dacă era noaptea de Crăciun. Se gândea însă că fusese cu minte și învățase bine tot anul și credea din tot sufletul că nu va fi uitat de copilul sfânt numit Hristos. Poate că va găsi și el un dar, cât de mic, în pantoful lui de lemn. La sfârșitul slujbei, elevii, doi câte doi, au ieșit în gerul de afară. Lângă poarta bisericii, pe o bancă rece de piatră, era un copil adormit. Purta numai o cămașă lungă, albă, și era desculț. Nu părea a fi un cerșetor murdar, iar lângă el, pe jos, se afla o lădiță cu scule de ucenic dulgher. La lumina stelelor, chipul acela cu ochii închiși avea o strălucire aparte, iar părul blond și buclat forma un fel de aureolă în jurul capului. Dormea liniștit, dar picioarele lui erau învinețite de frig. Oamenii mari și copiii au trecut fără a le păsa pe lângă copilul adormit, ba unii au privit la picioarele lui goale și au râs cu dispreț. Iacob a ieșit ultimul din biserică și s-a oprit plin de milă. Vai, sărăcuțul, amărâtul ăsta nu are măcar niște ciorapi în picioare, nu are nici pantofi. Asta înseamnă că la noapte copilul Hristos nu o să aibă unde să-i lase niciun dar, nimic, nimic. Orfanul s-a gândit o clipă, apoi
A scos pantoful de lemn din piciorul lui drept și l-a pus lângă copilul adormit. Acum copilul Hristos o să-i pună ceva în pantoful meu, și-a spus Iacob și a plecat. Mai sărind într-un picior, mai șchiopătând, mai udându-și ciorapul în zăpadă, a ajuns acasă la mătușa lui. Netrebnicule, unde ți-ai pierdut pantoful? A început să țipe mătușa cea zgârcită. Pentru că nu se pricepea să mintă, băiețelul a încercat să-i povestească întâmplarea de la biserică. Bătrâna a izbucnit într-un hohot teribil de râs. Marele milos, i-a dat unul din pantofii lui unui cerșetor oarecare. Bravo! Eu o să așez celălalt pantof pe plita din bucătărie și copilul Hristos va pune în el o nuia ca să am cu ce să te biciuiesc mâine dimineața. Află că de Crăciun vei mânca pâine goală cu apă ca să te înveți minte. Altădată nu vei mai da un lucru al tău. Iacob a adormit cu lacrimile pe obraj și n-a visat nimic în acea noapte. Dimineața, bătrâna s-a trezit înțepenită de frig, tușind și strănutând. S-a dus la bucătărie și a început să țip. Nemaipomenit! Uite-mi, minunea minunilor! Ce de jucării! Ce de cutii cu prăjituri! Ce de bunătăți! Doamne, e de necrezut! Ia uite, a apărut și pantoful drept al lui Iacob cel neisprăvit! Într-adevăr, pe plita rece, lângă pantoful stâng, era pus cu grijă și pantoful drept. Trezit de răcnetele mătușei, Iacob s-a repezit în bucătărie. Ce multe daruri de Crăciun erau acolo! Și sabotul pantofului de lemn îi fusese adus înapoi. Mătușa și nepotul au ieșit din casă pentru a povesti întâmplarea cu metrelor. Chiar atunci a apărut preotul care striga: veniți, veniți cu toții să vedeți minunea, dragi credincioși! Lumea s-a îmbulțit în urma preotului. El le arătă banca de piatră de lângă poarta bisericii. Acolo dormise copilul necunoscut, în cămășuță albă, copilul cu picioarele învinețite de ger. Un cerc lat de aur apăruse de parcă ar fi fost săpat în piatra veche a băncii. Cum apăruse cercul de aur? Prin ce minune? Oamenii care îl priviseră cu nepăsare pe băiatul dormind în ger, ulădița de ucenic dulgher lângă el, au înțeles atunci că trecuseră pe lângă însuși copilul Hristos. E, dar ce v-am povestit eu s-a întâmplat de mult, de mult, foarte de mult, pe când copilul Hristos le aducea copiilor daruri. Oricum, nimeni nu mai știe cum se numea orășelul în care s-au petrecut cele povestite și nici ce s-a mai întâmplat cu Iacob al nostru când a crescut mare. Ați ascultat Pantofii de lemn, veche legendă germană. Prelucrare și adaptare radiofonică de Sanda Sokolnik.